Mă bucur să fiu din nou împreună cu voi. Ne întâlnim mai rar pentru că viața e de așa natură încât ne izolează unii pe alții, dar știm că fiecare dorim să facem voia Stăpânului și acolo unde suntem încercăm să o facem cât mai bine cu putință, eu așa cred. Sigur că fiecare avem lupta noastră, eu așa văd și știu și știm că fiecare în peregrinajul ăsta nostru pe pământ, închipuit cu mersul izraeliților prin pustiu, avem diferite ispite și încercări. Și de multe ori ajungem să fim și să ne pierdem răbdarea și cumpătul și să murmurăm și să băgăm de vină și să spunem că e soarele prea tare și să spunem că mana asta ne-am săturat de ea. Deși nu uitați că mana aceea venea de undeva, venea de sus, de la Tatăl Luminilor. Dar s-ar putea că din anumite cauze, când suntem obișnuiți cu alte mâncăruri, mi se pare că n-are gust. Deci, așa cum spune și Scriptura și cum spune Pavel, toate aceste lucruri mi s-au întâmplat ca să ne servească nouă de pilde. Așa că să luăm seama, să nu fim ca și ei, să cădem în diverse ispite și să nu mai fim plăcuți celui care ne-a chemat la oaste. Să ne bucurăm de asemenea că putem să ne întâlnim împreună, pentru că mulți frați și surori vor să fie și nu pot să fie. Odată spuneam unei cunoștințe care a fost la mine și se plângea cu dor tare picioarele și zic că bucură-te pe te dor, că alții nu le au și avea să-i dor. S-o cam supărat pe mine când i-am spus asta, dar gândiți-vă că alții nu au picioare și avea să-i doar picioarele, dar n-are ce să-i doar. Gândiți-vă că alții n-au diverse aspecte, n-au diverse lucruri. Nu pot să mănânce cum trebuie, nu pot să respire cum trebuie. Depinde de un aparat de aer, depinde de multe, multe instrumente care duc viața, suport pentru viață. Și atunci noi care suntem încă întregi, să stăm nepăsători, să stăm leneși, eu zic că Dumnezeu ne va întreba la final. Cu ce ai avut, ce ai făcut? Ai slujit sau l-ai îngropat acel talent? Aș vrea să merg în continuare. Nu m-am vorbit cu fratele Florin, nu știu despre ce vorbesc, dar tot despre ceva medical vreau să vă vorbesc. Și anume, despre un sindrom care îl întâlnim destul de frecvent între noi, între frați și între adunări. Și care îl avem și în Scriptură. Și anume, sindromul lui Ilie. Da. În această idee vreau să citim câteva versete din Scriptură, din 1 Împărați, capitolul 18. Citim, nu vreau să citesc tot, e destul de târziu, poate că și voi sunteți obosiți și prea mult învățător obosește trupul. Dar mai dați câte un ghiom la trup să mai stea încă un pic. Că s-ar putea să mai aud de pe ceva care să-l facă să meargă mai departe. Două versete știm din 18. Au trecut multe zile și cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Ilie în al treilea an. Du-te și înfățișează-te înaintea lui Ahab ca să dau o ploaie pe fața pământului. Și Ilie s-a dus să se înfățișeze înaintea lui Ahab. Era mare foamete în Samaria. Sigur că aici putem face diverse coroborări cu lipsa de apă, lipsa de hrană, care nu numai la cele materiale se poate referi, ci și la cele spirituale. Și poporul Dumnezeu poate să ajungă în astfel de stări, de foamete spirituală după mâncare și hrană și apă, tocmai din diverse motive, pentru că se îndepărtează Dumnezeu. Și atunci, sigur că Dumnezeu găsește diverse metode ca să-i trezească pe cei care sunt ai lui. Vom merge mai departe la versetul 16 și citim. Obadia, aducându-se înaintea lui Ahab, l-a înștiințat despre lucrul acesta. Și Ahab s-a dus înaintea lui Ilie. Deci Ilie spune lui Ahab, lui Obadia să meargă la Ahab, să-i spună că vrea să întâlnească cu el și
știm acolo că Badia se cam stresează, că dacă nu o să te duci să te întâlnești cu Ahab, o să-mi ia viața. Și adu-ți aminte că eu am fost de partea ta, zice Obadia, că am hrănit niște proroci în peșteri și deci vine cumva să-l înduplece pe Elie. Dar Elie spune, du-te că așa am să fac, cum ți-am spus, nu te stresa. Abia a zăit Ahab pe Elie și a zis, tu ești acela care ne norocești pe Israel. Foarte interesantă exprimare lui Ahab. Deci, Elie, cel care omul Dumnezeu, zice, Ahab, tu ești cel care nenorocești pe Israel. Elie a răspuns, nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baal. Strânge acum pe tot Israelul la mine, la muntele Carmel, pe cei 450 de proroci ai lui Baal și pe cei 400 de proroci ai Astartei, care mănâncă la masa Izabelei. Ahab a trimis sol la toți copiii lui Israel și a strâns pe proroci la muntele Carmel. Atunci Elie s-a apropiat de tot poporul și a zis, până când vreți să șchiopătați cu? Să știți că dacă șchiopăți din picior, e greu. Dacă șchiopăți de amândouă, e foarte greu. Nici nu știu cum poți să mergi când șchiopăți de amândouă. Că așa cu unul mai te sprijinești de un baston. Mulți oameni au nevoie de sprijin. Și aici îmi vine minte acum Mefiboset, care era într-un scaun cu rotile și care avea nevoie să fie dus încolo și încoace. Și aceasta, cred că reprezintă o stare spirituală. Sunt mulți copii ai Dumnezeu care ajung într-o stare de neputință totală, deci nu mai pot să meargă încolo și încoace decât dacă îți duci. De alții. Ajung să fie în poloci, în cărucioare, cu rotile, pentru că nu mai pot să gândească ei înșiși și depind de injecțiile periodice pe care le primesc la adunare sau în diverse întâlniri. Nu mai sunt în stare să gândească cu capul lor și să ceară ceea ce citesc și să strângă în inima lor Cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci ajung într-o stare de neputință spirituală, să-i spun eu. Să ne ferim să ajungem în această stare. Să fim duși de alții. Pentru că atunci ajungem, cum spune Scriptura, încolo și încoace, mânați de orice vânt de învățătură. Și nu mai suntem în stare să discernem ce Cuvântul lui Dumnezeu, cel bun, drept și adevărat. Mergem mai departe. M-am mirat când am citit că eu știam de 400 de proroci, dar aici zice 450 al lui Baal și 400 ai Astartei. 850, erau mulți, nu? Și Dumnezeu câți avea în partea lui? Aici, în text, îl vedem pe Elie. Sigur că mai erau și alții de care aflăm că doar existau. Nu știm ce au făcut. Interesant că Scriptura nu vorbește despre ei. Dar ei erau. Ahab a trimis sol la toți copiii lui Israel și a strâns pe proroci la muntele Carmel. Atunci Elie s-a apropiat de tot poporul și a zis. Asta am citit. Poporul nu i-a răspuns nimic când a spus că până când trebuie să scăpătează amândouă picioarele. Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns nimic. Și Elie a zis poporului, eu singur am rămas în prorocii Domnului, pe când prorocii al lui Baal sunt 450. Să ne se dea două junci. Ei să-și aleagă un junc pe care să-l taie în bucăți și să-l pună pe lemne, fără să pună foc. Și eu voi pregăti celălalt junc și îl voi pune pe lemne, fără să pun foc. Apoi voi să chemați numele Domnului, Dumnezeului vostru. Și eu voi chema numele Domnului. Dumnezeul care va răspunde prin foc, acela să fie adevăratul Dumnezeu. Și tot poporul a răspuns și a zis, bine. Elie a zis prorocului lui Baal, alegeți-vă un junc din cei doi. Pregătiți voi întâi, că sunteți mai mulți. Și aveți putere. Și chemați numele Dumnezeului vostru, dar să nu puneți foc. Ei au luat jucul pe care li l-au dat și l-au pregătit. Și au chemat numele lui Baal de dimineață până la amiază, zicând, Baale, auzi-ne. Dar nu s-au auzit nici glas, nici răspuns. Și săreau împrejurul altarului pe care îl făcuseră. Nu intru în detalii, dar găsim foarte multe coroborări în zilele de astăzi. Sunt mulți proroci al lui Baal și ai Astartei și bun de gură și au darul vorbirii și știu să înduplece și să cheame în față pe cei care
încearcă să-i manipuleze spiritual, că asta e de fapt o manipulare spirituală, să-i forțeze să vină în față, să se predea, ca să poată fi apoi ăsta. Și e doar un foc de paie. Ajung să duc în față, spun că s-au predat Dumnezeu și mâine își văd de treaba lor. A fost doar o, cum să vă spun eu, o chestie sentimentală de moment. În anumite circunstanțe, omul devine sensibil, devine vulnerabil și atunci o să îl manipulezi și să îl dirigezi spre anumite chestii pe care tu vrei să le faci. Nu acuz prin chestia asta acum pe cineva. Dumnezeu este judecătorul tuturor. Așa cum spunea fratele Hosul la început, noi suntem datori să judecăm lucruri, dar nu să dăm sentințe. Deci una să judecăm un lucru sau o situație sau o faptă, dar sentința o dă Dumnezeu. Nu o vedem. Și El este Cel care va judeca pe fiecare, cum spune Scriptura, după binele sau răul pe care l-a făcut pe când trăiam în trup. Și toți trebuie să ne înfățeșăm înaintea scaunului de judecare. La amiază, Ilie și-a bătut joc de ei și a zis: strigați tare, fiindcă este Dumnezeu. Se gândește la ceva? Sau are treabă? Sau este în călătorie? Sau poate că doarme și se va trezi? Ei au strigat tare și după obiceiul lor și-au făcut tăieturi cu săbile și cu surițele, până ce a curs sânge pe ei. Să știți că și astăzi e metoda asta. Flagelare, îi spune. Și sunt mulți care au o practică prezent că prin asta se apropie mult de Dumnezeu și că sunt mai sfinți. Eu spun că sunt bolnav spiritual sau bolnav cu mintea. Că și noi avem mulți bani care ducem și toți stați așa pe mâini crestați. Și ăștia nu sunt ăștia care zic că se închină la Dumnezeu. Au o problemă. La rotițe. Nu se învăță ceva cum trebuie. Se învăță defectuos. Sau sunt lipsuri de rotițe. Și atunci apar așa niște salturi. Deci i-au aiurat. Când a trecut amiaza, au aiurat până în clipa când se ducea jertfa de seară. Dar nu s-a auzit nici glas, nici răspuns, nici semn de luare aminte. Ilie a zis atunci întregului popor: apropiați-vă de mine. Tot poporul s-a apropiat de el și Ilie a adresat altarul Domnului care fusese sfărâmat. A luat 12 pietre după numărul semințelor fiului Iacov, căruia Domnului zisese: Israel va fi numele. Și a zidit cu pietrele acestea un altar în numele lui Dumnezeu. A făcut în prejurul altarului un șanț în care încăpeau două măsuri de sămânță. A așezat apoi lemnele, a tăiat juncul în bucăți și l-a pus pe lemne. Apoi a zis: umpleți patru vedre cu apă și vărsați-le pe adrea de tot și pe lemne. Și ei au făcut așa. Apoi a zis: mai faceți lucrul acesta o dată. Și l-a făcut încă o dată. Apoi a zis: mai faceți-l și a treia oară. Și l-a făcut și a treia oară. Asta nu înseamnă că omul e făcut din trup, e compus din Trinitate, deci din trup, suflet și duh, cum ăsta. Aici sunt multe de vorbit, dar nu intrăm acum la mănântile acestea. Eu această Trinitate am găsit numai la biserică, la eclesie. Și Duhul vostru, trupul vostru și sufletul vostru să fie păstrate, păzite întregi până la venirea Domnului. Scrieți sau așa în acest aspect. Doar acolo e amintitatea. Nu se referă la persoana acolo, la un om. Se referă la comunitatea Eclesiei. Cei chemați să slujească pe Dumnezeu. Și fiecare are un înțeles. Pentru că nu avea cum să fie trupul acela, dar atunci să rămână întreg până la venirea Domnului. Deci era logic, că nu se referă la trupul persoanei. Dar nu intru la mănuntele acestea acum. Apa curgea în jurul altarului și i-a umplut cu apă și șanțul. În clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis: Doamne, Dumnezeule Avram, Isaac și Israel, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel și că eu sunt slujitorul Tău. Și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci astfel inima spre bine. Atunci a căzut foc de la Domnul și a mistuit ardea de tot lemnele, pietrele și pământul și a sub și apa care era în șanț.
Când a văzut tot poporul lucrul acesta, au căzut cu fața la pământ și au zis: Domnul este adevăratul Dumnezeu. Domnul este adevăratul Dumnezeu. Puneți mâna pe prorocul lui Baal, le-a zis Ilie, niciunul să nu scape. Și au pus mâna pe ei și Ilie i-a pogorât la părul Chison, unde i-a omorât. Încercați să-mi închipui acea scenă care a fost acolo și m-am gândit că a fost foarte cutremurătoare. Vă dați seama, după ce s-a pus un bou acolo, a adus bucăți pe acel altar. Acel altar nu era așa o chestie mică. Era ceva mare, făcut din niște pietre. Nu erau niște pietre cât mâna. 12 pietre, pe numele celor 12 seminții, erau pietre mari. În jurul lui era făcut un șanț, nu era un șanț mic. Și umplu cu atâta apă și totuși când s-a pogorât focul de la Dumnezeu să mistuie absolut tot, inclusiv apa sau o evapore, să o topească și pietrele să le topească, pentru că, am zice, apa, un foc puternic, poate cine lucrează la pompie știe că când arunca cu un foc puternic, efectiv, face așa ca o reacție, ca o explozie. Dar și pietrele să le mistuie împreună cu pământul și cu cei acolo, un lucru nu de mică importanță. Deci a fost o manifestare a lui Dumnezeu foarte puternică. După mulți ani de secetă, de foamete spirituală, de lipsă a Cuvântului lui Dumnezeu. După ce se întâmplă treaba asta, manifestarea asta, citim că Ilie îi spune la Ahab, du-te acasă că te va ajunge ploaia. El nu crede, dar în fine, nu mai citesc cam înainte aici, că la ce vreau să mă refer. Când aude Izabela, nevastă lui Ahab, ce s-a întâmplat, știți ce îi spune? Ce vorbă îi trimite? Viu să mă pedepsească zeii cu toată asprimea lor, dacă mâine, la ceasul acesta, nu vei face cu viața ta ce ai făcut tu cu viața fiecăruia din ei, din prorocii aceia. Ilie, când a zis lucrul acesta, s-a sculat și a plecat, în capitolul 19, ca să scape viața. A ajuns la Barșepa, care ține de Iuda și s-a lăsat ușor acolo. Și aici vreau să ajung la sindromul lui Ilie și să discutăm puțin. S-a dus în pustie, unde, după un drum de zi, și-a așezut sub un ienupăr și dorea să moară. Zicând, destul. Acum, Doamne, ia-mi sufletul, ia-mi viața, eu așa o înțeleg, ființa, ia-mi viața, căci nu sunt mai bun decât părinții mei. Deci după ce face ce face, după ce aduce jertfa aceea, după ce demonstrează întregului popor că cine e adevăratul Dumnezeu, ajunge într-o stare de, aș spune eu, depresie, de cădere spirituală, nu spirituală, ci psihică. Deci efectiv terminat, spune, și la amenințarea unei femei, sigur, ea împărăteasă, e adevărat. Dar oare, m-am întrebat, nu era Ilie în umbla cu Dumnezeu? Ba da. Și cum aș vrea să fie așa de deznădăjduit? Să spună, Doamne, it's enough, zice americanul. E destul, nu mai pot, nu mai rezist. Ia-mi viața că nu merită să mai trăiesc. După ce le arată oamenilor Israelului cine e Dumnezeu adevărat. Acest sindrom, zic eu, se aplică în primul rând la oameni. Și acum a fost Ilie acolo, așa putem să ajungem și noi. Putem să avem o perioadă în viață de bunăstare spirituală, de plinătate spirituală, de explozie spirituală și să ajungem într-o fază în care să fim total deprimați și total obosiți și să spunem, Doamne, nu mai am niciun rost, nu mai pot. Nu-s mai bun nici ca părinții mei, am ce ca să fac, că am crezut că tu îmi spui că trebuie să le fac și am văzut că n-am putut să le fac, lasă-mă să mă duc și să mă cur. Aici, la Ilie, o parte a sindromului apare că o fugit destul de mult. Și Dumnezeu îi vede starea și îi spune, îl lasă să doarmă.
Deci această stare apare de multe ori când suntem surmenați, obosiți, terminați fizic. N-ați observat când sunteți foarte obosiți că nu mai vedeți nicio licărire. Vi se pare că toate se întunecă. Ați încercat toate modalitățile de a rezolva o situație și n-ați putut. Ați încercat pe toate căile și ați văzut că nu s-a putut face. Ați fost insistenți și nu s-a putut rezolva. Trebuie să ne întrebăm dacă Dumnezeu nu cumva tocmai de-aia ne lasă să trecem pe acolo, să ne arate că nu noi rezolvăm problemele și situațiile, ci El e cel care le rezolvă. Așa cum a făcut lui Avram promisiunea, vei avea un fiu. Am așteptat, aveam cât a așteptat, a trecut un an, doi, trecut 10, 15. Poate că n-am înțeles noi bine ce vrea Dumnezeu să spună. Hai să ajutăm. Și iau o măsură omenești. Nu a fost aia soluția. Soluția a fost alta. La fel se întâmplă și la noi. Înțelegem la Dumnezeu că trebuie să facem un lucru și așteptăm un timp. Cum spunea cineva, câți dintre voi v-ați rugat pentru ceva și după o lună, două, trei, dacă nu s-a întâmplat, ați fost deznădăjduit, ați fost supărat, ați fost ăsta. Dar să aștepți 2, 3 ani, 10 ani, 15 ani, 20 de ani, Avram la cât timp, la ce vârstă a primit promisiunea? 75. Și când a primit fiul făgăduinței? 99. Noi spunem 100 să fie rotund, deci 25 de ani, nu e un an, doi. Și ajungem la aceste stări ca persoane, ca și oameni care vrem să slujim pe Dumnezeu, din multe motive, nu o să ne intrăm toate amănuntele acum, dar trebuie să ne gândim că nu suntem noi cei care rezolvă problemele. Dumnezeu este cel care le rezolvă. Noi trebuie să ne facem partea noastră. Aici e problema, că trebuie să ne facem partea noastră. Că nu putem aștepta să ne dea Dumnezeu mură în gură, cum se spune, sau să ne dea așa, fără niciun efort. Trebuie și noi să ne facem partea noastră, să depunem eforturi într-o anumită privință. Dar să nu încercăm numai noi să rezolvăm problema. Pentru că nu asta ne cere Dumnezeu, ne cere credință. Cum citeam astăzi o tabliță pe care scria frumos o altă definiție a credinței. Credința este să vezi cu inima, să vezi cu ochii minții soarele chiar atunci când totul e întuneric în jurul tău. Să știi că dincolo de întuneric este un soare. Și chiar dacă soarele ăsta e ăla al părăției, tot va răsări. Chiar dacă aici umblăm prin Valea Umbrei Morții, tot va răsări până la urmă soarele dreptății lui Dumnezeu. Acest sindrom se poate aplica și la familie. Am văzut multe familii care se considerau cei mai sfinți pe pământ. Ca noi nu-i nimeni în jur. Și să ajungă în niște stări deplorabile. Acest aspect se poate întâmpla la popoare. Americanii sunt cel mai the best popor pe fața pământului. Ei tare spânză de ei, fac pace, ei fac război, ei spun da, ei spun. Dar poate să ajungă într-o stare în care Dumnezeu să-i îngenuncheze așa încât să se trezească cu adevărat, că nu ei sunt cei care dețin controlul. Acest sindrom se poate aplica la biserici, la grupări. Dacă n-ai vorbirea în limbi, n-ai Duhul Dumnezeu. Eu am studiat mult problema asta. Dacă nu ai botezul numelui Iisus, nu poți să fii. Dacă nu ai studiat niște volume, n-ai cum să fii, să știi, să ajungi. Deci există acest sindrom al mândriei spirituale, spun eu, în care să ne credem că noi suntem mai aleși, și nu mai există nimeni pe fața Pământului cu care să lucreze Dumnezeu. La problema asta lui Ilie, ce spune Dumnezeu? Câți? Unu, doi? Câți s-au spus că mai are? 7.000.
Că după aia vedem că Ilie, Dumnezeu lasă să doarmă, îi trimite un înger, scoală, mănâncă, îi dă să mănânce întrind o turtă, să bea apă, mai lasă să mai doarmă, deci să-și refacă energia și puterea, că zice, mai de mers 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu, la Horeb, unde urmează să întâlnească cu Dumnezeu. Acolo vedem manifestările care îi apar la Ilie, în care Dumnezeu nu se arată în acele manifestări dure, ci se arată la sfârșit în acel susur blând. Și ceea ce vreau să citesc, ce spune Dumnezeu, că mai am 7.000 de bărbați și vor lăsa în Israel 7.000 de bărbați și pe toți cei ce nu și-au plecat genunchii înaintea lui Baal și acolo gură nu l-au strigat. Deci acest sindrom al lui Ilie aș putea spune că e format din două părți. O primă parte în care ne credem că suntem cei mai speciali. Am rămas numai eu singur pe fața Pământului. Zice Ilie. Da, Dumnezeu a făcut prin el multe minuni și multe semne și a făcut niște lucruri extraordinare. Dar asta nu înseamnă că ești special. Da, poți să cunoști foarte mult de Scriptură. Poți să ai nu știu câte adevăruri. Dar asta nu înseamnă că tu ești cel mai special. Deci prima parte a acestui sindrom e că să ne credem speciali, că a rămas numai noi pe fața Pământului. Și a doua parte să credem în cealaltă extremă că apoi nu sunt nici mai bun decât părinții mei. Lasă-mă, Doamne, să ia-mă pe fața Pământului, că nu ai rost să mai trăiesc. Un alt om supărat care vreau să vă citesc un pic despre el, e Iona. Nu vă citesc tot capitolul Iona, doar ultimul, nu toată cartea Iona, doar ultimul capitol. E așa drag cumva să văd cum se supără omul ăsta. Și eu mă gândesc la mine de multe ori cum mă supăr. Și mă gândesc că în ce categorie fac parte, știi? Deci totul trebuie să ne îndreptăm spre noi, nu spre alții. Capitolul 4 spune așa în Iona. Nemulțumirea lui Iona și mustrările Domnului. După ce, ultimul verset din 30, Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor ce are atunci, Dumnezeu s-a căit de rău pe care a putut să-l facă și nu l-a făcut. Lucrul acesta n-a plăcut deloc lui Iona și s-a mâniat. Mai cunoașteți oameni care se mânie când le spui că mai au fi și alții în împărăție? Sunt destui. Dacă vorbesc cu un frate de la Baptist sau Pentecostal sau din altă denominație și află că vor mai fi și alții care vor putea sorbi cuvântul vieții, cu mare supărare. S-a rugat Domnului și a zis, ah, Doamne, nu este acesta tocmai ceea ce ziceam eu când eram încă în țara mea? Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugând la Tars, că știam că ești un Dumnezeu milos și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și că te căiești de rău. Acum, Doamne, ia-mi viața, că deja mai bine să mor decât să trăiesc. Foarte supărat ea. De ce? Pentru că a ajuns mincinos. Are, într-o anumită măsură, și el înțelegerea lui, dar nu descurcă să se supere așa de tare. Pentru că mesajul lui, ce-a fost? Încă 40 de zile și Ninive se va nimici. Și nu s-a întâmplat acest aspect. De ce? Pentru că Dumnezeu, văzându-i că se căiesc, nu a mai făcut ceea ce a vrut să facă cu ei. Atunci el a ieșit de proroc mincinos, că nu s-a întâmplat. Că vedem că se duce acolo sus pe o colină, și vrea să se uite, să vadă cum îi necearce acum Dumnezeu pe aia păcătoși. Am mai auzit așa de multe ori că ai vrea să văd cum îi necearce Dumnezeu pe aia răi. Domnul a răspuns. Bine faci tu că te mâni. Frate Mirel și Unică sau Petrica. Și Ioan a ieșit din cetate și s-a așezat la răsărit de cetate. Acolo și-a făcut un umbrar și a stat sub el până va vedea ce se întâmple cu cetatea.
Domnul Dumnezeu a făcut să crească un curcubete care s-a ridicat peste Iona ca să facă umbră capului lui și să-l facă să-i treacă mânia. Să-l mai îmbuneze un pic. Odată un pic de umbră. Iona s-a bucurat foarte mult de curcubetele acesta. Ne bucurăm și noi mult de lucrurile uneori, de, ne bucurăm de lucrurile astea trecătoare. Și dacă ne ia Dumnezeu aceste jucării, cum fac? Cum e atunci? Dar a doua zi, la răsăritul soarelui, Dumnezeu a dus un vierme care a înțepat curcubetele și curcubetele s-au uscat. Când a răsărit soarele, Dumnezeu a făcut să sufle un vânt uscat de la răsărit și soarele a bătut peste capul lui Iona și Iona a leșinat. Deci gândiți-vă că nu a fost un lucru ușor să fie așa de cald încât să leșini. Deci a fost un lucru greu pentru Iona să tolereze căldura aia. Iona a leșinat. Atunci a dorit să moară și a zis, mai bine să mor decât să trăiesc. Asta viață nu mai merită să, nu mai merită să mai lupt. Nu mai merită să merg mai departe. Mai bine să mor decât să mai trăiesc așa. Da? Cum spuneam la mulți, nu murim când murim noi. Nu-i după noi, frate și soră. Dacă pe aici trebuie să treacă drumul nostru, pe aici va trece. Dacă prin burta peștelui trebuie să treacă 3 zile și 3 nopți ca să ne pocăim, pe acolo va trece. Dacă prin boala aia trebuie să treacă și la final vreau să vă spun câte ceva despre boli, nu multe ca să nu vă plictisesc, dar să știți că suntem foarte responsabili de bolile pe care le avem. Că nu îți dă vina nimănui. Îți dau de vina noastră. Deci Dumnezeu a zis lui Iona, bine faci tu că te mâni. Din plina curcubetelui. El a răspuns. Foarte îndrăzneț. Da, bine fac. Că mă mâni până la moarte. Atunci și Domnul a zis, ție ți este milă de curcubetele acestea, care nu te-a costat nicio trudă și pe care nu tu le-ai făcut să crească, ci într-o noapte s-a născut și într-o noapte a pierit. Și mie să nu fie milă de Ninive, ștatea cea mare, în care se află mai mult de 120.000 de oameni, care nu știu să deosebească dreapta de stânga lor, afară de o mulțime de vite. 120.000 de oameni, care nu știu să deosebească binele de rău. Stânga de dreapta. Și tot e super pentru un curcubete. Tot e super că ți s-a stricat mașina. Tot e super că nu știu ce ți s-a... Odată am văzut așa o replică cumva că erau doi șoferi și s-au atins în trafic și s-au rupt la un oglinda. Și ăla făcea un scandal extraordinar. Și cealaltă se duce la el și îi spune cumva îl scutură de piept și spune măi omule, pe lume moare un copil de foame la 7 secunde. Sunt atâția care mor de cancer, de boli, de asta, atâta suferință și durere pe pământul ăsta, atâtea războaie care curmă mii de vieți. Așa și așa mai departe. Și tu te superi că ți s-a rupt oglinda. Tu te superi că ți s-a uscat curcubetele. E drept să te superi. Iona zice, da, că era problema lui, că îl bătea în cap soarele, nu? Dar nu te poți muta un pic mai încolo, nu? Să cauți într-o altă parte. Nu te superi pentru că ți s-au uscat curcubetele. Pentru că ți s-au stricat mașina, pentru că ți s-au, eu știu, stricat ceva la casă sau alte aspecte. Așa că să ne gândim, fraților, că aceste supărări, cum le-au avut și Iona și alții, e supărări pentru ce? Pentru nimic. Pentru că trebuie să ne gândim că Dumnezeu este milostiv și El dă ploaie și peste cei drept și peste cei nedrept. Și dacă El face acest aspect, cine suntem noi să îi spunem unii la stânga, unii la dreapta? Am spus că vreau să vă vorbesc un pic și despre boli și să știți că am ajuns la o concluzie destul de ciudată, vi se va părea pentru unii, dar asta e situația. După 20 de ani de medicină, 6 ani de facultate și 5 ani de specializare, am ajuns să văd că am fost spălat pe creier. Și să mi se impună, că, să mi se spună că bolile sunt așa ceva, care vin, te lovi cum te lovi trenul și tu nu mai ai ce să faci. O dată peste tine diabetul, gata, o dată peste tine un cancer, vai seama,
odată o să tine nu știu ce, vai să mă. Și am ajuns la concluzia că, de fapt, toate aceste boli sunt din vina noastră. 95% acum, hai să nu spun 100%. Pentru că se întâmplă din probleme și traume emoționale pe care noi le avem și nu știm să le gestionăm. Noi ca și, acum mă refer ca și copii al Dumnezeu. Da? Trebuie să ajungem pe aici. De exemplu, diabetul apare într-o situație o situație care vine peste mine și nu pot să mă opun, încerc să mă opun în răsputeri și nu pot să o înving. Ceva care vine peste mine ca un tăvălug. Sau un cancer de stomac. Apare într-o situație de genul omul ăsta, situația să nu pot să-l înghit. Te ajută creierul să poți să-l înghiți, că îți provoacă un cancer de stomac să poți să-l înghiți. Sau cancerul hepatită al ficar, sau așa mai departe. O să murim de foame, nu se va mai întâmpla. Nu o să mai avem ce să mâncăm. Vai de capul nostru va fi. Vai de capul nostru și de urmașii noștri. Ce se va alege? Sau un cancer de intestin gros. Situație foarte urâtă în viața noastră pe care nu putem să o eliminăm. Și aici mă uitam în general la anunțurile astea în revista de la Sighel, la anunțurile mortoare. Și am văzut așa cumva cu bucurie că frații și-a trec destul la vârste înaintate. 80, 90 de ani, 85 de ani. Și asta e un lucru foarte frumos și foarte bun. Pentru că dacă noi suntem credincioși și facem ceea ce spune Scriptura și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, nu te mai chinui atâta să rezolvi tu problema cu mijloacele tale. Că nu o poți rezolva. Din potrivă, îți faci un cancer de stomac, de intestin, de ficat, de ce știu ce, o gastrită, diverse probleme. Deci avem responsabilitate pentru ceea ce avem. Să lăsăm pe Dumnezeu să rezolve problema. Și El o să o rezolve, așa cum știe El. Dar noi trebuie să avem răbdare. Deci are o problemă, răbdare. Și răbdarea se continuă cu ce? Îndelunga răbdare. Și îndelunga răbdare ce înseamnă? Răbdare continuă. Da. Care nu mai are sfârșit. Și trebuie să știm că încercarea care vine peste noi are un scop. Să ne învețe ceva. Și ea nu va trece de la noi până când ne va învăța ceea ce trebuie să ne învețe. Așa că, frați și surori, să fim credincioși, să aruncăm asupra toate îngrijorările noastre, să nu ne mai stresăm atât dacă ce va fi mâine și cum va fi, ci să lăsăm pe Dumnezeu să poarte de grijă. Și El va purta de grijă. Ce spune Domnul? Nu vă îngrijorați, dar de ziua de mâine. Și dacă vă îngrijorați, ce puteți rezolva? Vă puteți adăuga ceva la înălțime? Nu. Ajunge zilele în cazul ei. Destul. Pentru ziua aia cât a fost. Căutați mai întâi ce? Împărăția cerurilor și alte vi se vor da pe deasupra. Domnul să ne ajute. Amin. E drept că nu voi somn. Nu. Mă bucur mult că chiar dacă ne-am adunat după masa și dimineața poate am lucrat, putea să ne fie somn. Dar Domnul așa a adus lecțiile încât să ne facă treji și să le învățăm pe râu. În timp ce fratele Mirel amintea de descurajarea lui Ilie, pe când a avut atâtea mărturii că Dumnezeu e cu el, mă gândeam la un alt om al lui Dumnezeu, la David. Îl omoară pe Goliat. Fuge de Saul și ajunge să intre în peșteră și să-i dovedească lui Saul că Dumnezeu e cu el. Și altă dată, când tățel înconjoară acolo, pe lângă el, toată armata doarme pe lângă el, el merge și îi ia sulița și ulciorul. Și din nou vede Saul că, într-adevăr, omul ăsta e Dumnezeu. Și David a văzut lucrul ăsta. Dar ce se întâmplă cu el? Să vedem la ce spune el. Într-o zi o-i muri omorul de Saul. Trebuie să mă duc în țara Filisteenilor. În loc să zică, băi,
Dumnezeu ăsta al meu, și când o înconjura muntele, s-o fogata să mă prindă, și atunci o rezolva problema. Și atunci o rezolva problema și a venit o știre, Saule, nu te mai ocupa de mărunțișul să umbli după David. Fugi înapoi, că ia, uite, e o altă problemă, mult mai dureroasă. Și David o scăpa. Dar David ajunge și se spune, eu voi rezolva problema, mă duc în țara filistenilor și scăp. Scăp de probleme. Dar până aici umbla prin credință. Știți? Umbla prin credință. Sos în țara filistenilor să nu mai trebuie să umble prin credință. Și ce îi spune el? Mă duc și să lupt împotriva lui Israel. Mă duc și să aminte. Ce sancțiune îi dă Dumnezeu? Țiclagul ars. Femeile luate. Și pe când vine David înapoi și vede ce face? Începe să plângă, să descurajeze. Dar oamenii zic, trebuie omorât David. Trebuie omorât David pentru că deși pe el îl doare și pe el capă noi, dar el e șeful. Deciziile lui au fost așa de mari încât merită pedepsit, merită omorât. Abia atunci David zice, unde e fodul? Hai da să mă duc să-mi pierd de Domnul. Dar când a mers în țara filisteinilor, întreba de Domnul. Nu a întrebat. Că a fost în descuraj. A fost... N-are rost să mă tot fug de Saul pe aici, pe acolo. Mă duc dincolo și scăp. Toate sunt lecții minunate pentru noi. Câtă vreme ne sprijinim pe Domnul, nu pierd. Când ne sprijinim pe înțelepciunea noastră, pe ideile noastre, pe descurcăturile noastre, păgubim. Și Domnul ne dă niște lecții că nu le uităm niciodată. David era și păzea țiclagul. Nu s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Dar el a zis, mă duc să lupt cu Israel. Mă duc și eu să lupt. Și sigur că și noi putem ajunge în situații de tipul acesta. Mulțumim Domnului. Mulțumim fraților care au ostenit să ne aducă fiecare câte un mesaj frumos, important. Mulțumesc la toți de aici că dacă ar fi dormit frații, n-ar fi putut aduce nimic. Dar voi ați fost ascultători foarte atenți și Iacov zice să nu fim cum? Ascultători de care? Uituci. Sigur că noi nu fi așa. Așa gândim. Ne ducem de aici, încărcați, cum am zis, ca și Albina. Și vom fi fericiți. Doresc ca în ziua de mâine, dacă Domnul ne ajută să ajungem, să ne revedem aici și să ne încărcăm din nou cu polen, cu miere, cu... Nu știu, albinele câte adună. Gusti ne-ar putea spune mai multe. Cu natul. Că se ocupă de albine. Dar știu bine că atât de minunat lucra albinele, încât nu vă dați seama. Multă vreme n-am știut până când am povestit cu cei ce se ocupă, până și aer condiționat fac albinele. Nu știu dacă știu vreodată. Până și ala. Sunt care atât fac și genarii pe acolo să fie răcoare ca să nu se topească mierea de albine. Și păzitori acolo la ordiniști, că să nu intre hoți să se fure mierea. Așa e adunarea fraților, dacă e vie și a Domnului. Apoi toți acolo lucră care mai de care, să meargă treaba cât mai bine, cât mai bine. Domnul să ne ajute să fim așa harnici și atunci nu vom fi laudicieri. Nu vom fi descurajați. Bă, aici m-a pus Domnul, aici grijez eu, aici dincolo eu și dincolo fiecare. Domnul să ne ajute să fim tot mai silitori, mai harnici, mai credincioși și dincolo ne așteaptă plata. Domnul nu e ca și noi să ne răzgândim, că ne-au promis prea mult. Că așa se întâmplă între oameni. I-am promis la Alin prea mult și nu-i mai dau că de-am promis, că câștigă prea bine. Nu, Domnul nu e așa. Cât o promis, atâta de încă de peste cât ne gândim noi. De aceea merită să fim credincioși. Da? Rudi? Două cântări. Două cântări. Nu vreau să uit. Fratele Ion Galiș
m-a sunat și mi-a spus, spune la frați ultimele versete din Psalmul 45, știți voi ce frumos e acolo cum încheie 45, cu fata împăratului, cum merie dusă în casa împăratului, cum să soțătoare. Ne salută pe toți și ne iubește pe toți. Mulțumim Domnului! Vom cânta cele două cântări și apoi Gustica n-a spus niciun cuvânt și el va fi acolo rugăciunea. Ce bine e cu Domnul orice vreme.
bun din ceruri. Venim să-ți mulțumim în mod deosebit pentru această zi binecuvântată, pentru această ocazie sfântă, plină de har și de putere, pe care am primit-o din cuvântul tău. Recunoaștem că Tu ești singurul Dumnezeu adevărat. Dumnezeul lui Avram, al lui Isaac și al lui Israel. Dumnezeul tuturor sfinților și Dumnezeul și al nostru. Neîncetat și neîntrerupt îți vom mulțumi și să vom aduce laudă numelui Tău mare și sfânt pentru multele tale și nenumăratele binecuvântări și promisiuni de care ne-ai făcut parte. Îți mulțumim pentru chemarea făcută, pentru lumina primită, pentru că nu ne-ai respins și ne ocrotești ca bun tată. Că ne treci prin probe, încercări și suferință, prin multe slăbiciuni și din toate tu ne ajut să ieșim biruitori. Pentru că ne-ai dovedit că ne iubești atunci când în planul tău ne-ai văzut înaintea de a exista. Dacă pedeapsa ta o produs atâta suferință și rău, va fi contrabalansată de iubirea ta arătată în preiubitul tău fiu. Îți mulțumim că ne-ai eliberat de sub puterea satanii din lumea asta încurcată și ne-ai făcut parte de lumina sfinților tăi. Ajută-ne că dorim în continuare să-ți facem voia ta, să căutăm să fim exemple în jurul nostru, peste tot să dovedim că am învățat de la exemplul nobil pe care ne-l-a lăsat pe scumpul tău fiu. Dorim în continuare să rămâi cu noi și cu toți copiii tăi, chiar și cu aceia care se află în suferință, pe faptul de suferință, ajută-le să rămână credincioși până la capăt. Rămâi cu noi și cu toți copiii tăi, și ajută-ne că fără de ajutorul tău noi nu putem face nimic. Recunoaștem că suntem slabi și suntem dependenți de puterea ta, de voința ta și dorim să rămânem umiliți și ascultători voință tale. Toate le-am cerut în numele scump și draga scumpului tău, fiu, dacă este voia ta, ascultă-ne și rămâi cu noi și cu toți copiii tăi, acum și întotdeauna. Amin. Amin.